Ceea ce ați văzut mai înainte erau două aparate puse pe burta mea. Unul care să monitorizeze bătăile inimii și altul care să monitorizeze contracțiile. Dacă cumva am contracții și cred că și acum am. Și da, am contracții, din păcate, sunt la 31 de săptămâni și m-au internat de urgență. Mi-au spus că trebuie să controleze contracțiile. Pentru că nu am cum să nasc atât de devreme și că, nu știu, 6:30 pe la 8 o să vină iarăși să pune iarăși aparatele alea pe burtă, să vadă dacă mai am contracții și tot așa din 4 în 4 ore se presupune că o să treacă un doctor pe aici. Și m-a speriat foarte tare, deci când mi-a zis că mă internează și că am contracții, doamne, deci am început să plâng. Și mi-au pus perfuzie în venă. Aici am perfuzia, mă rog. Și cam așa. Cam atât. Și eu sunt necam plictisim la spital. Mi-au adus mâncare exact când m-am ridicat eu din pat. Am zis, nu sunt porția de mâncare, nu mai pot. A venit și mi-a adus mâncare. Mâncarea are numele meu pe ea și nu știu cum naiba să deschide chestia asta, deci... Ce chestie! Ce bine miroase! Deci, Bianca nu mai poate cu sufletul ei și stă să filmeze, să ridice din pat să filmeze. Mă rog, cam asta e o cremă. Mor de foame, deci chiar nu mai pot de foame. Am reușit să pot să-mi țin telefonul cu mâna de la perfuzie, că nu știu să filmez cu altă mână, sunt obișnuită cu mâna dreaptă să filmez. Crema asta e ciuperci, nu e rea. Crema de ciuperci, nu are gust a ciuperci, sincer, dar e chiar ok. Și după avem ceva empanada, ceva chestie de ton sau carne sau pui sau nu știu ce, cu salată. Deci mi-e foame, chiar mi-e foarte foame și am și bucată de pâine, care nu-i tare, deci chiar ok. Am nevoie să mănânc. Cât tare rău mă doare burta, doamne, ce rău mă doare burta. Dar că nu o să nasc, mai am încă până nasc, deci până nasc mai am. Chiar dacă stau aici în spital, încă o lună, două, trei, dar vedem noi. Mi-e foame, trebuie să mănânc. Prima oară când mănânc și eu pe banii statului spaniol. Deci, vă rog frumos. Probabil dacă aș fi la închisoare, aș mânca mai bine decât la spital, dar... Nu eram nici asta. Ceea ce mă deranjează foarte tare e aerul ăsta condiționat care mi-a spus că nu se poate aranja nici cum, nu se poate da mai încet sau mai tare, de căldură centrală. Și mi-o cam înfundat nasul, dar rest am suc de... Oh, suc cu pai. Am suc cu pai. Fără gluten. Mi somn și mi-e foame și... Și vreau să mă trezesc mâine, să mă simt bine și să mă las acasă. Deci chiar ar fi chiar foarte ok. Am o față, deci mi-au interzis să mă ridic din pat, decât să merg la baie și înapoi. N-am voie să mă ridic din pat pentru nimic. Azi noapte la 2 dimineața aveam contracții foarte puternice și m-a conectat la un aparat. Acolo e aparatul, am o grămadă de perfuzii, de feluri de perfuzii și... Dar măcar mi-au dat calmante și nu știu ce fel de calmante mi-au dat și nu mai doare așa de tare. Deci, ce se întâmplă acum? Ei, practic, controlează contracțiile ca să nu nasc. Și, ce știu eu, acum, opt să dorm, că de vineri nu mai dorm și azi e luni deja. Și din ora în ora vine o asistentă. Uite un coș aici, ce groaznic. Din ora nu revine asistentă, se uită la mine, se uită la aparat, mai mi-a temperatura. Na, e ok. Și chiar te tratează foarte ok și mi-e foame. Deci, m-am trezit la 7 dimineața cu foame în mine și aștept să văd când anunță că dau ăștia mâncare. Ce
Și umflate, deci mă văd așa de umflat la față, am buzele umflate și tot. Nu, vă rog frumos, nu, aici mor de foame, deci mi-a adus o bucată de pâine la mic dejun, cu dulceață, cu un suc de portocale și cu cafea. Și eu nu beau cafea, eu am nevoie de mâncare, deci eu am nevoie de mâncare, mâncare. O să fac rost de scaun de rotile și o să fug să-mi caut mâncare. Deci eu nu pot să mănânc, adică nu, eu nu trăiesc cu așa puțină mâncare. Mi-a adus mâncare, mi-a adus mâncare. Iar mi-a adus o pară. Para care o să mănânce soțul. Deci, practic, ce bine prinde soțul meu mâncarea mea de la spital. Și să vedem ce avem aici. Sunt foarte curioasă, sunt curioasă că mi-e foame. Avem o prăjiturică. Avem carne. Și avem nu știu ce fasole acolo. Grea chestia asta. Deci am două bucăți de pară. Probabil pentru faptul că m-am cam văitat că mi-e foame. Fasole cu cârnați. Deci trebuie să mănânc, mi-e foarte foame. Deci ce bine miroase fasolea asta cu cârnați, incredibil. Și asta e carne de vită. Și aici avem o prăjiturică. Ca zici că e pâine cu cremă. Deci o să tragem beșin la noapte, o grămadă. Da, asta este. E bună mâncarea, deci chiar nu mă așteptam. Foarte bună mâncarea. Asta nu e prăjiturică, tocmai ce am mirosit-o și e o pâine cu brânză și cu șuncă. Oh. Deci, doamne, scărap foame aici. Mi-au adus să mănânc carne. Deci, da. E 12 jumătate, probabil ca pentru că până la 8 seara. 8 jumate până când dau cina să nu ne mai plângem de foame. Da, e chiar ok mâncarea. Și eu mă simt mai bine. E 2 dimineața, iar eu tocmai ce m-am calmat dintr-o sperietură groaznică. Nu s-a întâmplat nimic cu sănătatea mea, adică nu a fost nimic, deci nimic legat de spital, de sănătate, de sarcină, nimic. La 12 și un sfert m-am trezit, adică m-am trezit, am auzit gălăgie la mine în cameră și m-am trezit și am văzut un domn încercând să scoată telefonul meu de pe măsuța noapte de la încărcat. Care era chestia? Cred că era beat, sigur era foarte beat, mirosea foarte urât alcool și n-a reușit, pentru că i-am o grămadă de prostii pe masă. Și când m-am trezit, zicea, un moment, un moment, era și întuneric aici. Am zis, ce, cum? Și am zis, ce faci? Știi, pe spaniola. Și am apăsat repede butonul ăla ca să vină asistenta și asistenta m-a întrebat, ce bai eu? Și am zis, un domnul în cameră care încearcă să mă fure. O ieșit domnul pe hol, am ieșit după el, exact când am ieșit pe ușă, nu m-a mai lăsat cablul de la mașinăria asta ce am aici pusă. Asistentele efectiv sunt împrăștiat. Deci erau două, ce am văzut eu când am ieșit. Și când timpul mergea acolo, ele s-au ascuns. Zic, ce ciudat. Foarte ciudat, deci exagerat de ciudat. Am venit în cameră, m-am uitat să văd geanta, banii, tot, deci nu mi lipsește nimic. Pur și simplu au venit, am văzut că singur în cameră și s-au pus să vadă ce pe măsuța noapte. Și nu știu, l-au chemat pe ăsta de la securitate să-l caute, mă rog. Și să vadă dacă mai furat ceva, adică eu sunt undeva pe la mijlocul raianelor. În mijlocul ușilor. Cred că o mai intrat în câteva camere înainte să intre în camera mea. Și dacă a intrat în câteva camere, sigur o furat. Dacă nu s-o trezit nimeni, deci horror. Ce securitate aiurea avem aici. Incredibil. Deci m-am speriat așa de tare că, uite, a trecut o oră jumătate și de-abia acum m-am calmat. Deci, n-aș părău și nu numai că fură, nu fură. Poate pasă cu un buton la ceva mașinăria cuiva și îi omoară naibii. Sau se împiedică de o mașinărie de asta. Doamne, ce incredibil. Deci, efectiv, stau și mă gândesc că putea să mă sper așa de tare încât să nasc, să-mi vine iarăși contracțiile, adică deci e
Incredibil ce s-a putut întâmpla asta și mă gândesc. Eu stau acum la 3, trebuie să vină să-mi pună o injecție și mă gândesc să pun scaunul la ușă ca de fiecare dată când intră cineva în cameră să facă gălăgie scaunul, știi, să facă sunetul ăla că să freacă de sol și să mă trezească, că dacă nu, ce fac? Stau 24 din 24 trează ca să văd cine intră și cine iese. Ce incredibil ce s-a întâmplat, e chiar incredibil. Multe dintre voi mi-ați cerut un tur al camerei de spital, așa că am zis că hai să fac unul, că nu pierd nimica. Asta e camera de spital. Aici am o chestie care pot să-mi aduc apă. Da, am preferat să-i spun soțului să-mi cumpere apa de care beau eu. Am un iaurțel care la fel mi l-a dus soțul. Biscuiți care la fel mi l-a cumpărat soțul. Para ce a rămas de la desert. Almax care este pentru acid la stomac. Aici am toată chestiuța cu unghiere și pensetă și medicamente. Ce mai am? Te-am pic. Că aparatul ăsta nu mă lasă să mă mișc. Trebuie l-am scos. Aparatul ăsta are un încărcător care e mereu conectat la curent. Iar eu acum l-am scos să mă pot plimba prin cameră. Are o baterie care de moment e plină. Deci înseamnă că rezistă. Aici am telefonul încărcat. Aici am un bec care deja obosesc, care mi-l aprind seara de la pat. Și aici am chestiuța asta, butonul care mereu mi-l țin pe noptieră ca să sun la asistente când se întâmplă ceva. După asta e patul. Măsuța e pe roți. Aici o păturică și o pernă care mi-am dus-o de acasă. Aici mi-au adus dimineața un halat și un prosop curat. În schimb, și mergem cu... După aia am scaune, un scaun cu o chestie de aia pus la picioare în caz că vrea cineva să doarme aici peste noapte. Ai o bluză de pijama de acasă în caz că mi-e frig. Geamul de la spital. Iar dulapul ăsta nu înțeleg chestia asta pentru ce, pentru că nu se poate deschide nicicum. Dar ăsta e dulapiorul care îl am. Bluza e training care am avut-o când am venit. Adidas și am acolo, încă o pereche de pantaloni, pentru că chiar dacă am halatul, eu îmi pun pantalonii, nu pot să stau atât de dezbrăcată că mi-e frig. Calculatorul care mi l-a dus soțul pentru că am nevoie de el. Și sus am un sutien de ăsta găi cu etichetă, care se desface pentru atunci când o să dau piept, în caz că nasc. Deodorantul, geanta acolo în spate, am ascuns-o, pus hainele peste. Și mie mai chestii de igienă personală, cum ar fi, nu știu, șervețele umede și hârtie igienică ce mi-a dus soțul de acasă. În caz că rămân fără. Și să trecem la baie, să vă arăt cum e baia aici. Eu sunt mai lentă cu domnul aparat. Asta e baia, e chiar foarte ok, deci am baie în cameră și mă bucur la chestia asta. Duș, să văd cine intră primul, eu sau domnul Stâlp? Domnul Stâlp. Acolo mi-e peria de păr, prosop de față, de mâini curat, mi-aduc în fiecare zi. Mi-am adus strictul necesar ca să-l am aici, gelul intim, să pun lichid, gel de duș, am alt gel de duș de la Dove în baie jos, în duș, apa micelară, frizitor de păr, îmi dau ei niște tampoane absorbante de astea din bumbac, mi-am adus iar bețișoare, periuța de dinți, că o trebuie să-mi aduc logic și pastă, că aici nu-ți dă și cam așa arăt eu, asta e burta pe care o am. Dar încă nu sunt pregătită să nasc, deci e prea devreme ca să nasc. Și asta e turul camerei, unde sunt. Acum mergem încet în spate cu domnul Stâlp. Stingem frumos becul în baie. Și mergem să ne conectăm iară domnul Stâlp la priză, că nu vreau să înceapă să-mi sune și să mă sune asistentele. Ce s-a întâmplat? De ce sună aparatul? Sau, mă rog, de obicei aparatul sună când se termină chestia asta sau dacă e ceva iregularitate, dar în principiu atât. Cam atât. Aseară m-am speriat chiar foarte tare, deci a fost oribil faza cu tipul care a intrat la mine în cameră. Nu mai știu nimic de caz, pentru că cum mie nu mi-a furat nimic, deci nu m-au informat nimic. Acum sunt mult mai ok, aseară am avut palpitații, mi-a crescut tensiunea, a crescut ritmul cardiac al copilului, acum sunt chiar ok, deci nu am nici contracții și mi-a spus că evoluez foarte bine. Acum să vedem când o să scap de aparatul ăsta care l-am conectat.
în seara asta mi-l ia jos și să vedem până mâine cum o să fiu. Se presupune că ar trebui să amelioreze pe mai mult timp contracțiile aparatul ăsta. Și cam atât. A venit doctorița să-mi explice cum a făcut analiză de sânge, care au ieșit ok, nu am diabet, anemia a început să scadă pentru faptul că na, mă alimentez cât de cât ok, iau pastilele și sunt bine. Ce vă mai spun? Îmi pun să-mi descarc toate clipurile pe calculator, că l-am cu mine, pentru că nu mai am memorie în telefon. Am părul care îmi stă în toate direcțiile și... Îți mai bine, îți mai bine. Sper să mă lase mâine acasă, deși slabe șanse. Cred că mai stau vreo 2 zile, dar nu. O să-mi pun lacăt la dulap și să-mi țin toate lucrurile în dulap. Asta este. Deci chiar n-am de ales. Nu am filmat și mi-au sos dimineața de mâncare pentru că era același lucru cu ieri dimineață. Aseară mi-au adus o tortilla și o supă și la fel mandarine ca și astăzi, dar nu sunt foarte bune mandarinele. Deci chiar am noroc că am acolo o pungă de mandarine ce mi-a dus soțul și le mănânc pe alea. Astăzi avem o supă cu carne, pește, pentru prima oară pește și o mini salată cu maioneză sau nu știu cu ce, ci pâine. Și cam așa arată mâncarea de astăzi. Mă pun să mănânc că sunt moarte de foame. Astăzi am fost mai liniștit astăzi. Și editez clipurile. De data asta am rămas un pic trăznită pentru că eu le-am spus că nu pot să mănânc ou și pește pentru că mi-e rău. Deci mi-e rău de la miros. Și mi-a spus că nu pot să mănânc nici tomate roșii. Ce ciudat. Mi se pare foarte ciudat. Și aici am mâncarea. În fiecare zi schimbă de suc. Ca de obicei, para vieții care nu pot să o suport. Carne și supă. Deci am să mănânc de... Am să fiu împlinită pentru că e mâncarea ce-mi place. Ce mă bucur că astăzi mi-a adus mâncarea ce am ales eu. Am ales chestia asta ce se numește canelone, canelones, verdeață, iar și mi-a dat ceva sandwich. Ai, ce somni! Compot. Am compot aici. Și o portocală. Mi-a schimbat în sfârșit para, pentru că fac aici colecție de pere și de mandarine care nu le mănânc. Și... Mai de m-am trezit, tu. Mă pun să mănânc, că mi-e foame. Deci chestia asta e chiar bună. Nu mă așteptam să fie așa de bună. Se numește canelones de carne. Deci sunt niște paste, nu știu, făinoase umplute cu carne și super, super. Deci chiar devorez mâncarea. Zici că aș face un supra-efort în fiecare zi și aș fi foarte obosită. Și când vine mâncarea, o devorez. De 2 ore stau în pat nemișcată. Am făcut o indigestie incredibilă, deci nu am simțit în stare nici să vorbesc până acum. Am făcut, cum ziceam, am făcut o indigestie și mi s-au pus niște contracții atât de mari încât s-au speriat asistentele. A venit doctorița, a zis să fac bine să stau în pat, să nu mă mișc. N-a vrut nici să-mi facă ecografie, că nu vor să mă atingă, să nu cumva să dilat sau ceva, deci groaznic, groaznic. Sincer, sunt epuizată de la durere. Epuizată. Mi-e greu să mă întorc și de pe partea pe alta, deci e... Nu știu dacă să adorm sau să nu adorm, deci... Asta e că și mâncarea asta de la prânz a fost un pic cam puternică. Și cred că mi-a căzut rău mâncarea acum, nu știu, între mâncare, între... Am și diaree, chef de vomitat, amețeli. Wow, deci așa dintr-o dată zici că mi s-au întors toate pe dos. Mi-a pus aparatul ăsta de contracții pe mine. Este un aparat care monitorizează bătăile inimii pe o parte și pe cealaltă parte nu știu unde e, așa. Și monitorizează contracțiile. Și tocmai aud o contracție, groaznică. E joi. Iar eu sunt spital de duminică. Mamă, nu mai pot.
Normal mi-au zis de la început că o să mă las... Bine, la început. Duminica mi-au zis că mă lasă luni acasă, luni mi-au zis că poate nu știu ce. Bine, deja de luni seara îmi ziceau că joi mă las acasă. Da, nu știu. Nu știu că... Tot am contracții, deci nu mi se opresc și mai bine... Mi-au zis și medicii, mai bine să stau aici să mă supravegheze ei decât să stau acasă și să nasc acasă. Bine, că n-ar fi să nasc, dar până vii la spital, până una alta, știi cum? Să vedem, acum trebuie să stau jumătate de oră așa cu aparatul. Și după aia cred că mă duc la o ecografie ăștia. Am un păr cu atâta de mult volum, cum m-am spălat aseară. Ah, mi-au luat în sfârșit perfuzia. Mamă, ce mână lejeră am, ce bine. A venit azi dimineață medicul. Bine, că am avut și am contracții. Am contracții, dar până la urmă nu sunt contracții reale, sunt contracții false, chiar dacă dor foarte mult. A zis să fac bine, să nu fac efort, să nu mă dilat. Și m-a întrebat dacă vreau să merg acasă. Am rămas, wow, what the fuck, serios? Mi-a zis că dacă mă odihnesc acasă și nu fac efort, o să fiu la fel ca în spital. Doar că nu trebuie să fac efort și mi-a zis, zice, dacă rămâi în spital singur între patru pereți, oricum na, sunt singur în cameră și na, am zis să nu mă stresez, să fie mai rău. N-am dilatat deloc zilele astea. Vezi că tratamentul care mi l-au dat ei timp de 3 zile e pe vreo 2 săptămâni, e pe lungă durată și că au zis că trebuie să mă mențină. Adică să mențină contracțiile la minim, mai am încă tratament de luat acasă și azi plec acasă. Nu știu dacă să mă bucur sau nu, sincer mi-e frică, deci chiar mi-e frică să merg acasă. Dar asta este, nu o să fac nimic, au zis că să mă plimb în compania cuiva, să nu fac efort deloc, să nu conduc mașina, să... Deci, o grămadă de chestii. Oh, n-am voie să fac o grămadă de chestii. Și mi-a zis medicul să nu fac greșeala să stau decât în pat. Să mă plimb prin casă, să mă mișc, să nu ridic greutăți, logic, să nu mă plec de foarte multe ori, dar am nevoie să mă mișc. A zis că am nevoie să mă mișc, că dacă nu, na, corpul meu nu poate să stagneze în halul ăsta. Și mi-a dus mâncare, ultima mâncare din spital, de moment. Mă pun să mănâncă, sunt cam moartă de foame. Bun, deci asta este ultima mâncare din spital, de pe faza internării astea și arată foarte bine. Deci am fasole scăzută, păstăi, am pui cu cartofi, măr copt, salată și pâine. Wow, deci mâncarea asta o să îmi pice foarte bine. Sper să nu mai fac o indigestie, că și mâncarea de ieri mi-a plăcut foarte mult și am făcut o indigestie, oh, de mi-a intrat și contracțiile. Să vedem, să sperăm că nu. Niciodată n-am pățit asta. Niciodată. Tocmai am ajuns acasă de la spital și a venit pisicuțul meu alb să se pună peste mine. Așa, de niciodată nu s-a pus peste mine și peste nimeni să doarmă așa. Și acum stă și torce. Da, ce frumos ești.